Cu Petrescu, la Urziceni, cum ai colaborat? Pentru că spunea că el e un avantaj în lupta asta pentru titlu, un avantaj pentru CFR, dar e ușor de lucrat cu el? Nu, bineînțeles că nu e ușor și nu sunt sigurul care spune asta, dar cu oamenii foarte buni nu e simplu niciodată, pentru că ridică mult ștacheta, uneori sunt de neînțeles, chiar dacă au sau nu au dreptate, încearcă să-și impună punctul de vedere și trebuie să fii foarte puternic și foarte bine pregătit pentru a combate și a conviețui. Adică trebuie să-i câștigi respectul, în primul rând, să vadă că stăpânești fenomenul și că ești un avantaj pentru ascensiunea lui sau ascensiunea echipei lui, după care sigur că este o luptă de asta permanentă de argumente în toate deciziile, pentru că activitatea este făcută din foarte multe decizii care se iau legat de, nu știu, de la echipament și de la programul de pregătire și până la sistemul de premiere. Fiecare trebuie să vină cu o propunere și ea trebuie să fie foarte bine argumentată. E o luptă permanentă cu Dan Petrescu, dar e o de la luptă ce vă plăcută... luați cel mai tare? Care era motivul de la care vă luați cel mai tare la arbitrii? Crezi? Zici? Da, ăsta era într-un top, să zicem. Da? Păi stai, ce trebuia să... Trebuia să țipi și tu în secunda 20, bă, ne dai și nouă ceva, sau ce trebuia să faci? La Urziceni avea un DVD foarte mic, un DVD player, așa, care mergea... Îl ținea după el tot timpul și cum ne prindea pe mine sau pe meu, ne-arăta câte o fază în care am fost dezavantajați. Și era atât de mic ecranul că nu vedeam bine, dar dădeam din cap, bă, să știi că ai dreptate, iarăși ne-au băcălit și aici. Și el atunci era satisfăcut că i-am dat dreptate. Deci el avea un DVD cu faze litigioase, da, la el tot timpul. Un player așa și cred că intra pe platforma a cine transmitea. Dar erau greu de văzut pentru că era ecranul foarte mic. Și voi, chiar dacă nu vă dădeați seama de realitate, îl confirmați doar ca să încheiați discuția.